Vă salut de la volanul unui Renault Koleos, un adevărat SUV. Un adevărat SUV în sensul că mașina e îmbrăcată în Renault, dar are de desubt o platformă de Nissan, Nissan X-Trail, un off-roader adevărat. E nou Koleos pentru că i-a fost redesenată platforma, consola centrală. Practic a preluat caracteristicile interiorului de Renault. Mașina are cutia automată care se poate conduce și semi-automat, secvențial, în 6 trepte. 2 litri. 2 litri și cutia automată pe un traseu mixt au generat un consum de 8,3 litri de motorină la 100. Interesant este și GPS-ul integrat deasupra consolei centrale. Renault Koleos este un pic mai mare decât o compactă, ceea ce face din ea o mașină ușor de parcat în jungla urbană. O mașină cu caracteristici premium, plafon panoramic, trapa utilă în cazul în care vara pe căldură mare nu poți respira aerul condiționat. Pentru 1000 și ceva de euro e o caracteristică a mașinii pe care o îndrăgești după ce o cumperi. Una peste alta, Renault Koleos este un SUV urban foarte plăcut la condus. Bravo celor de la Renault! Vă salut!